Slatina va beneficia de un sistem inteligent de iluminat public. Proiectul municipalității începe să prindă contur. A fost semnat contractul de finanțare cu ADR Sud-Vest Oltenia în valoare de peste 22 de milioane de lei. Proiectul modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și reabilitarea instalațiilor electrice din Slatina presupune schimbarea 1216 corpuri de iluminat cu LED-uri, sistem de teledetecție, extinderea rețelei cu 96 de stâlpi noi. Proiectul presupune modernizarea peste 15 km de sistem de iluminat. Odată cu implementarea acestui proiect se va face atât economie, dar va fi protejat și mediul. Practic, emisiile de carbon vor fi reduse la jumătate. Acest proiect va cuprinde 90% din Slatina și prin acest proiect vom schimba absolut tot ce înseamnă iluminatul public, adică becurile din Slatina de generație veche, becurile cu filament, vom introduce în Slatina tehnologia LED. Pe lângă faptul că vom introduce tehnologia LED, vom avea și o gestionare inteligentă a acestei tehnologii. Este un concept care grupează mai multe funcțiuni, funcțiunea de monitorizare, de comandă și transmisie de date pentru sistemul public de iluminat, cu scopul de a maximiza beneficiile precum costuri, eficiența și calitatea. Practic, conform indicatorilor din proiect și conform acestui concept, se vor înregistra economii de până la 85% față de soluțiile clasice. Acest proiect este unul dintre cele 12 proiecte ale municipalității care vizează atât descongestionarea traficului prin extinderea și modernizarea transportului public cu autobuze electrice, introducerea stațiilor de încărcare, dar și amenajarea unor piste de bicicletă. Mai avem un număr de 12 proiecte prin care noi încercăm să eficientizăm tot ce înseamnă consumul de resurse în municipiul Slatina și să intrăm cu orașul nostru pe același făgaș în care sunt orașele mari din Uniunea Europeană. Achiziționarea unor autobuze electrice se va face prin implementarea a două proiecte, unul finanțat prin fonduri europene, iar altul cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Tot cu bani europeni vor fi amenajate și pistele pentru bicicliști și instalarea stațiilor de încărcare electrică. Municipalitatea a mai depus la ADR alte două proiecte ce așteaptă să fie aprobate. Vorbim de construirea creșei de pe terenul fostei unități militare și de reabilitarea și consolidarea clădirii liceului PS Aurelian. În principal, mergem în aceeași linie. Odată pe tot ce înseamnă sistemul de transport, 10 autobuze noi ecologice, stațiile de autobuz, 46 de noi stații, ăstea sunt fiecare câte un proiect, 46 de noi stații, se numește IntelliBus, adică stații cu Wi-Fi, cu reclame, cu încărcare rapidă, pentru că dacă vom trece, cu siguranță vom trece pe tot ce înseamnă autobuze electrice, atunci fiecare stație va avea nevoie de o stație de încărcare rapidă în momentul în care autobuzul a parcat și dă jos călătorii sau încarcă din nou călători, să se-și încarce între timp bateria autobuzului. Reabilitare a două străzi, alt proiect separat, pe unde va circula pe unde vor circula autobuzele, noile autobuze, strada Vintilă-Vodă și văilor din Steaua. Pe lângă astea mai avem două mari proiecte de construcții. Toate proiectele au ca punct comun descongestionarea traficului prin oferirea unei alternative de transport.